Salutare, salutare, americanul vă salută. Acum o să pornesc în expediție. Atenție mare. O să mă pun aici să stau un minut de vorbă. Vreau să merg prin păduri și bineînțeles să explorez peisaje naturale, pentru că am prins această zăpadă fenomenală, super albă. Uitați-vă la aia. O să mergem înainte și bineînțeles o să intru prin păduri și bineînțeles o să vizităm tot felul de minunății ale naturii, gherghini, fagi, păduri, văi, râpe, dealuri, case, tot felul de întâlniri care are loc în fața americanului. Stați pe vlog cu americanul că urmează acțiune, da? Deci, după cum v-am spus, vreau să călătoresc tot timpul pe dealuri și bineînțeles să vizitez și să dăm de animale ciudate în pădure. Pornim în călătorie. Ia uitați, peisajul este extrem de plăcut și bineînțeles, haide să mergem. Să vedem și noi despre ce e treaba pe aici. Să călătorim 100% prin aceste meleaguri din comuna Chioșdeancă. A dat un pospai de zăpadă, oricum este fenomenal acest pospai de zăpadă. Ghetele sunt pregătite, ia uitați cum pârâie. Și acolo este comuna Chioșdeancă, județul Prahova. Casele sunt albe de zăpadă, după cum se vede, și bineînțeles, în urmă, peisajul este fenomenal. O să vedeți mai departe videoclipul când urc ușor, ușor la pădure și bineînțeles, peisajul arată ca în povești. Ia uitați-vă, urmăriți cu atenție. Haideți să mergem ușor, ușor. Popasul este destul de greu un pic, pentru că auziți cum scârție gheața sub ghete. O să pun în cameră să vadă și în față. Avem de mers până la pădure vreo 2-3 km. Sperăm să nu ne întâlnim cu urși, pentru că, cum v-am spus, întotdeauna trebuie să ai ceva la tine, un topor, o bardă, ca să poți să te aperi de câini tot timpul. Călătoriți un pic cu americanul, rămâneți aici în acțiune și bineînțeles o să vedeți peisaje artistice de aici, din aceste dealuri. Cred că în față văd niște fazane, ia să vedem. Ia să vedem. Ia. Dacă nu fi fazane, ăștia nu se știe. Ia să vedem, să legăm noi Adidas. De fapt, ghetele. Ia uitați aici peisaje naturale. Cum să nu-ți fie drag să mergi prin aceste dealuri fenomenale. Bineînțeles, o iau pe drum acum, pentru că avem ceva de mers. Și bineînțeles, mi-am pus-o ca gulă în caz de frig, dar văd că e cald oricum. Ia uitați și gheața aici. Ia uitați. Vedeți? Hop! Deja m-am udat la picioare, n-am făcut bine. Pentru că dacă te uiți la picioare, nu e bine deloc. Oricum frig nu este, dar
E super ok vreme. Vreau să intru prin cele mai tari coclauri pentru a vizita aceste păduri și bineînțeles o să găsim și animale domestice. Astea urmele care am coborât cu ATV-ul de dimineață. Ia uitați cum arată peisajul artistic. Mergem înainte. Ia uite așa zăpada aici, ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ați văzut? Ușurel, ușurel. Mergem pe drumul care duce către pădure. Am pus mâna pe zăpadă. Și între timp ce urc pe dealuri, mi-a luat o mână de semințe. Ați văzut? Să pot mânca, că mi-e foame. Deja începe să încălzească. Oricum zăpada asta nu ține mai mult de o zi. Să zicem. Telefonul poate să descarce în orice moment, că e... Ia uitați. Ia uitați. Cum frige gheața. Ați văzut? Cum pârie gheața sub picioare? În 10 minute sunt pe jos la pădure. Să zic așa, 20 de minute. Pentru că o să urcăm pe arătură. O să ieșim către sare. Deci, chiar dacă e frig afară, eu vă indic să nu vă îmbrăcați gros. Pentru că tu în același timp faci mișcare și frigul nu fuge, nu dispare. Ia uitați aici drum. Ați văzut? Ia uitați. Vedeți? Ia uitați aici. Punem camera un pic și când mergem. Ați văzut? Deci, peisajul este perfect. O să vă arăt și în față. Ia uitați cum am echipat. Pentru că sunt eschimoși. Ia uitați cum pârâie zăpadă sub picioare. Haideți să vă arăt o râmpă mare. Tocmai acolo, uitați acolo. Ia uitați. Vedeți? Pe râpa aia poți să escaladez, dar momentan nu escaladez. Hai că vreau să las telefonul așa 2-3 minute să vedeți cum pârâie zăpada sub picioare. Deja am dat fesul jos. Ia uitați. O să ajungem și în pădure. Sper să văd și o căprioară. Anul s-am văzut două, nu, niciuna n-am văzut anul. Ia uitați cum se vede satul. Comuna Chiujdeanca. Se vede destul de departe oricum. Ia uitați. Se vede un pic în acțiune, dar e perfect. Ghetele mele de iarnă îmi transmite căldură oricum. Deja s-a lăsat cald.
Urmele rămâne tot timpul acolo. Haideți să vă arăt și în față peisajul, că peisajul în față contează foarte mult. Oricum, ia uita și râpa acolo. Absolut nimeni pe dealurile acestea. Deci e căldură mare oricum. Deci puteți urca liniștiți pe aceste dealuri. Ați văzut? Ia uitați cum se vede. Încă n-am ajuns în pădure, dar mai avem de mers. Ia. Deja am 11 minute de când merg. Și o să ajung la pădure în 10 minute, cred. Cam așa. Să vedem. E de mers oricum. Satul rămâne în spate. Ia uita și versanți. Am zis că o să merg și pe munții pe acolo. Să văd și eu cum este zăpada. Aici oricum stratul e zăpadă. Nu măsoară mai mult de 2-3 cm. Ia uitați vrăbile, cum zboară când vede străin pe deal. Ia uitați-vă. Uitați-vă aici ce peisaj, ce peisaj natural. Ați văzut? Un peisaj super natural. Ia uitați. Deci urcăm pe aici pe sub pădure. Am ajuns la o mică pădure. O să intrăm și în pădurea mare, să vedem cai și căprioare. Ia uitați, fraților. Deci, plimbarea pe munte este aici, pe dealurile din comună. Și bineînțeles, puteți vedea peisaje mult mai naturale. Nu zăpadă artificială. Ia uitați-vă. Am intrat într-un pui de pădure aici. Să vedem cum a ies după aici. Ia. Da, trebuie să o iau pe acolo. Și îi spui ce. Acolo e satul, rămâne în urmă. După cum repet, oricum la pădure e pădurea, la pădure zăpadă o să fie mai mare. Deja avem urme pe aici. Ia să vedem. Să nu ne trezim cu vreun urs. Ia uitați, avem 20 de minute, 14 minute de mers. Deja am intrat în pădurea numărul 1. Ia uitați-vă aici. Înțelegeți voi? Acum am intrat pe un făgaș de ăsta care duce către pădure.
Aici văd că este un cauciuc. Ia uitați. Da? Ia uitați pe aici. Ia uitați aici. Cum se vede pe aici. Nici urmă, nici de urs, dar nici de căprioară. Ia să vedem. Că aici e blocat drumul. O să tragem de aici să deblocăm drumul. Nu avem ce face cu drumurile astea blocate. Oricum. Deci o să deblocăm drumul. Pentru că trebuie să treacă americanul. Ia uitați-vă voi aici ce minunăție. Ce minunăție, fraților. Ia uitați-vă voi aici. Ce zăpadă lină. Ați văzut? Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Ia. Deja se aude ceva prin pădure, dar nu se știe ce este. Ia uitați. Ia. Deci se aude un motor pe aici, pe zona. O să vedem care este treaba. Uitați! Deci v-am spus că pe aici intrăm un pic cam greu, dar până la urmă ne strecurăm. Să vedem ușor, ușor. Ia să vedem cât de adânc este pe aici. Ați văzut? Ia uitați. Deci se vede urme de căprioară. Ia uitați. Ați văzut? Ia uitați, mărăcini. Deci asta e o pădure virgină, după cum văd. Deci se aude ceva în pădure, dar cred că vântul bate. Vedem care-i treaba.
În 5 minute sunt la pădure. Ia să vedem acum pe unde ne strecurăm. Da, uitați pe aici, o să intru. Și o să vă arăt o plută unde înainte eu beam apă când eram mic. Ia uitați, uitați-vă la această plută. Aici veneam și beam apă când eram mic. Ați văzut? Ia uitați, oare ce-a scormonit aici? Ia, aici a scormonit ceva. Ia uitați și pământ negru. Cel mai bun pământ din pădure este bun la flori. Ia uitați aici. Auziți cum pare zăpada? Ia uitați. Deja am ajuns la pădure. O să vedeți și voi pădurea cum arată. Nu mai este pădurea de altă dată, deja s-a rărit. Ia uitați și zăpada aici. Fiți atenți să ce zăpadă în pădure. Ia uitați, am ajuns la pădure. Ați văzut? Ia uitați. Uitați aici și zăpadă. Ia uitați, urmele, cum rămâne urmele. Ați văzut? Ia uitați aici. Ce este aici? Deci, pomnii a început să îmbătrânească. Ia uitați acolo, se vede munți. Vedeți? Zăpadă pe munte. Ia uitați aici. Ați văzut? Ia uitați aici. M-am spus că am ajuns la pădure cu adevărat. Deci aici este pădurea. Arată extrem de bine și bineînțeles peisajul este artistic, ce să zic, fenomenal. O să caut un loc unde să mă odinesc. Ia uitați aici. Ați văzut? Ia uitați aici. Ce s-a rărit pădure. Înainte era
foarte mulți fagi, dar a picat din cauza la vânt. Înțelegeți voi? Ia uitați vântul. Ia uitați ce belea se vede. Înțelegeți voi? Am ajuns în pădurea adormită. Super tare. Haideți să mergem înainte. O să urcăm pe dealuri și bineînțeles aici e zona abruptă. Ia uitați. Avem rădăcini de copac. Vreau să urc în ploaie la acolo să mă odinesc. Ușor, ușor. Dar să vedem pe unde urc. Ia. Înțelegeți voi? De-aia e bine să luați o coajă cu voi de topor. Vă sprijiniți. Vă sprijiniți în ea. Ia uitați aici rădăcina rest. Vedeți? Rădăcină fenomenal. O să merg prin pădure astăzi să vă arăt și vouă cum arată pădurea din comuna Chiujdeanca, peisajele artistice. Ia uitați fagul acolo, ce uscat e. Și mi-am găsit și eu un loc de poveste la umbra acestui fag. Ia să vedem. Hop. Hop, 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 hop. Ia uitați. Aici o să stau și jos. Un peisaj artistic și fenomenal. Înțelegeți voi? Ia uitați aici. Cum arată pădurea. Un peisaj artistic și fenomenal. Înțelegeți voi? Ia uitați ce peisaj aici. Deci, fenomenal, 100%. Și bineînțeles, peisajul este 100% natural. Ia uitați. Liniște și pace în pădure. Nici vântul nu bate. Înțelegeți voi? Ia uitați ce peisaj aici. Un peisaj fenomenal. Deci nu e nimeni în pădure decât americanul. O să mergem în tot înainte. Și bineînțeles, o să vă arăt peisaje extra frumoase din pădurea Chiujdeanca. Ia uitați aici. Ce peisaje naturale. Haideți să mergem la drum și să vedem pădurea cea adormită. Și bineînțeles, o să urcăm ușurel, ușurel. Urmăriți acolo videoclipul, că e fain să urci pe lucru. Ia uitați ce peisaje aici. Peisaje naturale. Vremurile din pădurea comuna Chiujdeanca. Ia uitați aici. Ia uitați cum răsună pădurea, ia. Ia uitați cum linge. Hop. Ați văzut? A început să ningă. Ia. Ia uitați. Ia uitați și belea ninge. Ați văzut? M-a prins zăpada în pădure. Deci copacii a început să usuce, dar nu știu din ce cauză. Ia uitați aici. Ce peisaje. O să urcăm și la Brasus. Apoi o să urcăm pe la Salcâmi. Și de acolo de la Salcâmi o să o iau ușor pe partea cealaltă ca să ies pe lângă Fântâna Rece. Bineînțeles, nu se știe, pot să ajung și la Sare. E de mers o țâră pe jos, dar ajungem. O să fie drumul cam lung, dar americanul nu se spere de aceste excursii.
Ia să vedem câte minute avem de mers. Deci până acum am mers 30 de minute. Deci am mers bine oricum. Ia uitați cum bate vântul. Ați văzut? Ia uitați cum se mișcă pom. Ia uitați. Super tare. Ați văzut? Ia uitați. Ia uitați cum răsună. Ați văzut? Răsună la gol. Răsună la gol. Ați văzut cum răsună la gol? Răsună la gol. Haideți să urcăm ușor către brazi încolo. Ia uitați cum bate vântul. Bate extrem de tare. Ne prinde vijelia în pădure. Ia uitați aici. O să urc către brazi și apoi o să urc tocmai la salcâme acolo. Ia uitați cum se vede pe aici. Ați văzut? Deci a început să bată vântul. Deja soarele bate acolo. Deci mai am un pic și ajung la plantația de brazi. Dar trebuie să o iau pe coamă ca să pot să ajung acolo. V-am spus, da, am aproape 30 de minute când merg. O să și mă opresc, să mă hodinesc și apoi continuu drumul. Deci merg și colind. Înțelegeți voi cum stă treaba? Ia uitați unde stau eu jos acum. Uite, vedeți butucănul ăsta? Butucănul ăsta.
butucanul. Ați văzut? Uite aici mă pui jos. Pe zăpada asta aici. Și aici americanul vă arată pădurea. Deja avem 35 de minute. Mă odinesc un pic și apoi o luăm ușor, ușor prin pădure, să adunăm franci și, bineînțeles, să admirăm peisajele plăcute. Ia uitați, parcă văd niște urme pe aici. Ia uitați. Auziți cum bate vântul? Uitați. Asta poate să fie urme de urs. Ia uitați-vă. Uite. Ați văzut? Ia uitați-vă aici jos. Deci nu se știe niciodată de unde apare ursul. Aici avem o scurbură. Deci ceva oricum a mers pe aici, uitați-vă. Uitați urme pe aici. Uite, ceva a mers pe aici 100%. Vedeți? Ia uitați, uitați urmele pe aici. Uite. Ia uitați urmele. Uite. Vedem urmă de ATV-ul ăsta pe aici. Acum o să intru în plantația de braz. Uitați acolo. Asta e plantația de braz. Dar urmele astea nu se știe ce este. Ia uitați. Nici urme de om, nici urme de cal. Deci poate să fie urme de urs. Uite. Ia uitați aici. Ați văzut? Și aici avem plantația de braț. Ia uitați-vă. Ia uitați, a înghețat șiretul. Uitați aici plantația de braț, verzi. Ia uitați. Cum arată brăduțul. Ați văzut? Haideți să intrăm și un pic în plantația de braz. Ia uitați bradul. Ăsta e bradul. Ia uitați. Uitați că se vede brăduții. Ia uitați. Avem 39 de secunde. Acum sunt în plantația de braz. Înțelegeți? Ia uitați că se vede. Dar toți brazii sunt la pământ. Din cauza focului ei au picat. Ia uitați. Uitați acolo. Ia uite. E puși la pământ. De vânt, de viscol. Pur și simplu ei când sunt afectați de foc,
începe să usuce, uitați. Deci, ia uitați-vă. Uitați-vă aici. Ia. Uite. Ia uite. Negri. Pentru că a luat foc. A luat foc și n-ai ce să mai le faci. Deja ei sunt afectați și odată ce a afectat focul, nu știu dacă mai supraviețuiește. Ia uitați, toți sunt afectați de foc. Înțelegeți voi? Ia uitați. Ia uitați. Vedeți ce bele arată brazii? Ușurel, ușurel. Ne îndreptăm către salcâmi. O luăm pe coamă, pe coamă. Și bineînțeles, ajungem pe zonelor. Ia uitați bradul cum este. Deci, ăsta e pur și simplu uscat. Deci, din cauza vântului, că e vijelia prea puternică, ei cad. Și bineînțeles, ia uitați bă, ia uitați. Ia uitați, cum pică singur. Ăsta a fost brad aici, uite. Ați văzut? Ia uitați. Deci uitați-vă la rădăcina lui. Pur și simplu a putrezit. Na. Ia uitați. Ia uitați. Vedeți voi? Ia uitați. Ia uite-l pe ăsta. Hai să mergem ușor către zona. Mergem ușor către zona de salcâmi. Înțelegeți voi? Și bineînțeles, da, haideți că urc pe aici, pe panta asta, ca să pot să ies la salcâmi. Îmi trag un pic. Îmi trag un pic agola pe față, că a început să fie un pic cam frig. Deja avem o oră de mers. O oră de mers. A dat seama. Deci, oricum, am mers ceva pe poziție. Ia uitați ce peisaj.